semaforul lansarea unui disc foarte reușit, foarte plăcut la ascultare, un disc care, cel puțin pe mine, mă regalează pentru că mă aduce puțin aminte de jazzul clasic, de jazzul cu melodie, cu armonie, cu ritm, cu feeling special. Este o coproducție a doi foarte importanți muzicieni ai noștri. Discul are și un titlu emblematic, simptomatic, Good Friends. Este un bun prieten și ne invite pe noi toți la prietenie prin intermediul emoții speciale a muzicii. Este vorba despre domnul Ionică Minune, un acordeonist de talie mondială, care a trăit doar 14 ani la Paris și a cântat cu niște somități, niște enormități ale jazzului, și în franceze și din alte părți. Mă refer la Irene Lagena din Dear Lockwood, la Ciaboro, dintre cei din Franța, dar și cu Oscar Peterson, cu Michel Petrucciani, cu Bobby McFerrin și asemenea lor, alți mari muzicieni. Și a cântat și la niște întâlniri private, dar nu private, adică nu și botezuri, ci private așa, cu niște domnii mult sau mai puțin cunoscuți, precum François Mitterrand, Lionel Jospin, primarul ăla cu două nume, Jacques Chirac. După 14 ani și-a regăsit patria mumă și s-a întors aici și ne-a încântat pe noi în continuare, cu minunatele sale tirate pe clape. Discul reprezintă o dovadă a simțului componistic al lui Ionică Minune, care rezonează și multe dintre aranjamentele pieselor și câteva compoziții foarte interesante, cum ar fi Hora lui Ionică și Swing de Ionică și Mr. James, dar există și niște teme preluate din repertoriul internațional. Euron, o piesă scrisă acum multe decenii, Petap House, o piesă al lui Sonny Rollins, sau o piesă precum foarte, foarte ingenios construită, Night in Tunisia, al lui Dizzy Gillespie, care începe cu o loterie minunată, în care se intră brusc în cele două armonii importante al lui Night in Tunisia. Pe lângă cei doi, care au cele mai consistente și mai remarcabile solo-uri, există o formulă de acompaniament foarte bună. Este vorba de violonista nostru care trăiește la Paris, Costel Nițescu, foarte bun. Este vorba despre un chitarist mare abil, pe care, cu ochelari, pe care îl cheamă Jean Stoian, aici de față, care a trăit mult în Germania și a colaborat mult cu Johnny Răducanu și cu Marius Pop și cu mulți alții, și care este un cunoscător bun al limbajului clasic, clasic modernizat, și un foarte bun improvizator. Alături de ei, doi mai tineri instrumentiști și din generația confirmată deja, cum este Răzvan Cojanu, care, pe lângă faptul că e un bun basist, își face și masterat acum la conservator, are câteva compoziții foarte bune și a avut o formație de plin. Anul trecut a fost în iară la un festival de jazz la Ploiești, de unde el e născut acolo, și a venit cu o formulă de cortez care m-a impresionat foarte tare, adică e un muzician adevărat. Și Laurențiu Ștefan, și el un baterist cu experiență, care a colaborat cu foarte mulți muzicieni. Discul este un disc, înainte de toate, de ascultat. Nu vrea să epateze, nu vrea să rupă gura nimănui. Este un disc pe care să tot îl pui, să tot asculti în perioadele de restriște și perioadele de bucurie, și pe care vi-l recomand cu mare căldură. Ce să spun, e vorba de doi vărsători care au vărsat tot ce au avut în ei. Cu ocazia zilei de 18 februarie anul acesta, Petrica Andrei a schimbat prefixul, a făcut 40 de ani. Este o speranță încă tânără, are foarte multe reușite în activ, foarte multe premii, la Pinius, în România,
A fost finalist la cel mai greu concurs de pian din Europa, concursul care poate numele lumea Sean Solar, și unde s-a dus pe banii lui, statul român n-a fost întreagă să-l trimită, și care este unul dintre numele cele mai importante ale jazzului autohton și care are multe realizări la activ și încă multe care urmează. Așadar, vă recomand cu căldură să rămânem toți prieteni cu între noi și cu acest disc, pentru care mulțumim și producătorului Romulus Arhiere, care este de departe cel mai activ, cel mai dăruit realizator de întâmplări jazzistice pe discuri, are un număr deja impresionant sub sigla Soft Records. Deci, good friends, să fiți fericiți și să ne bucurăm pe unul de ziua internațională la jazz. Bună ziua, o dată vă mulțumesc celor care ați venit. A spus moșul în mare cam tot ce era de spus. Vreau să adresez câteva mulțumiri, în primul rând domnului Arhiere, care întotdeauna vine în întâmpinarea muzicienilor de jazz și care au un material și vor să-l editeze, să-l scoată, și îi mulțumesc domnului Florian Mulu, moșul prietenul meu de mai de vreo 20 și ceva de ani de când am început eu să cânt, pentru prezentare, pentru absolut tot. Vreau să le mulțumesc și colegilor mei. În 2010 am avut șansa să cânt la Paris cu un mare acordionist, Richard Galliano, un concert organizat de Institutul Cultural Român, și iată că după 5 ani am reușit să facem un CD cu un alt colos al acordionului, cu Ionica Minune, cu care mă cunosc de foarte, foarte mulți ani, și ne-am propus de mult timp să facem un disc, dar acum a fost momentul să facem. Când am intrat în studio, nu ne-am propus să facem CD. Doar așa 3-4 piese să vedem ce-o ieși, dar când am văzut că treaba e pe bune și că se ia în serios, și a fost și frățiorul meu cu chitară, așa, acolo, care a luat acordurile pe trebuie, atunci am zis, hai să facem disc, că e foarte bună cântarea, așa cum spunem noi, limbajul nostru. A spus moșul despre ceilalți muzicieni și lor le mulțumesc. Aș fi vrut să fie și aici, dar nu s-a putut. Și în rest, sper să vă bucurați de acest disc, pentru că chiar este un disc bun. Un disc foarte, foarte bun și foarte reușit. Vă mulțumesc că ați venit. Haideți că eu am lăsat-o pe cuvinte multe și bine. Deci prima mea colaborare cu acești oameni a fost chiar fabuloasă. Prietenia a fost pe primul plan, pentru că ne cunoaștem, de fapt eu și Jean și Petrica, ne cunoaștem de peste 25 de ani. Dar poate și mai mult. Ce vreau să spun, că am intrat, am imprimat, a fost o încercare, dar încercarea a devenit chestie serioasă. Am cântat, ne-am simțit foarte bine. Prezentările care le-a făcut domnul Florian, nu-și mai are rostul, pentru că să mai vorbesc eu, nu știu, că nu pică bine. Și Petrica, sunt foarte, foarte emoționat, sunt bucuros, sunt mulțumit de ceea ce am putut să fac și mulțumesc domnului Romulus că ne-a ajutat să produc acest disc și aș vrea să închei. Mă simt foarte fericit astăzi. Bravo! Deci, antevoritorii mei au creionat în principiu tot ce vreau creionat.
Eu n-am văzut altceva decât să... Eu având o școală de muzică în Germania, venind în România pentru o mică, scurtă perioadă, și reîntâlnindu-mă cu unul meu prieten, cu Plătică, cu Rezervică, după cum mai de mult ca Plătică. A fost să încercăm acolo, în studio, să facem, să creionăm niște piese, o joacă așa. Și când am văzut ce chimie a existat între noi așa, o motivez, gata. A ieșit strălătoarea, s-a zis. Eu din cărșurile, deci de 90 de sensă, 35 de ani. Primul este un geniu și unul meu prieten, țin foarte tare la el și am venit cu mare căldură să particip la acest disc. Și sunt foarte fericit că discul a ieșit absolut perfect, fericită la toți. We'll be right back.